Vă chinuie o tristețe de neînvins și inexplicabilă. Trupește sunteți sănătos, casa vă e plină, dar inima vă este pustie. De fapt, inima vă este plină de întristare întunecată. Vă duceți din obligație la distracții și spectacole, dar asta vă mărește și mai mult întristarea. Păziți-vă bine. Aceasta este o boală primejdioasă a sufletului. Ea poate să omoare sufletul cu totul. Biserica privește o asemenea întristare ca pe un păcat de moarte, fiindcă, potrivit spuselor apostolului, sunt două feluri de întristare. O întristare după Dumnezeu, care aduce pocăință spre mântuire, și întristarea acestei lumi, care aduce moarte. În acest caz, e limpede, este al doilea fel de întristare. Întristarea după Dumnezeu vine asupra omului când acesta își aduce aminte de păcatele sale și se căiește și strigă către Dumnezeu. Sau când cineva se întristează pentru păcatele altor oameni. Sau când cineva are râvnă pentru credința lui Dumnezeu și vede, cu întristare, cum oamenii cad de la credință. Dumnezeu întoarce această întristare în bucurie. Așa cum îi descrie Sfântul Apostol Pavel pe apostol și pe toate adevăratele slugi ale lui Hristos, spunând că sunt ca niște întristați, dar care deopotrivă se veselesc. Se veselesc, fiindcă simt puterea și apropierea lui Dumnezeu și primesc mângâiere de la Domnul. Așa grăiește și psalmistul. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am veselit. Întristarea sfinților seamănă cu niște nori prin care strălucește soarele mângâierii, iar întristarea voastră seamănă cu o eclipsă de soare. Trebuie să fi avut multe ticăloșii și păcate mai mărunte pe care le-ați privit ca fiind lipsite de însemnătate și nu le-ați mărturisit și pocăit. Ca un păienjeniș vechi, ele s-au îndesit în jurul sufletului vostru și s-au făcut ca un cuib pentru marea întristare pe care puterea cea rea drăcească o întreține cu răutăcioasă bucurie în voi. Drept aceea, cercetați-vă întreaga viață, faceți-vă un examen necruțător și mărturisiți totul la spovedanie. Prin spovedanie veți curăța și aerisi casa sufletului vostru și va intra în voi aerul proaspăt și sănătos de la Duhul lui Dumnezeu. După aceea, începeți să faceți cu vitejie tot ce este bine. Începeți, să zicem, cu milostenia în numele lui Hristos. Aduceți-vă aminte, în numele lui Hristos. Hristos va vedea și va simți asta și de grabă vă va dărui bucurie. Vă va dărui bucurie negrăită, bucurie pe care numai El o dă și pe care nicio mâhnire, ori chin, ori putere drăcească nu o poate întuneca. Citiți Psaltirea. Aceasta este cartea pentru sufletele întristate, cartea mângâierii.